1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Anastasiei. 1 2 3 Ea este, avem și acordul. O văd foarte activă, făcând multe lucruri. Văd multă energie, dar și multe stringuri cu persoane și mult de programe mentale ca un nor deasupra capului, care are multe fire doar în cap. Multe fire în cap sau conexiuni sau în afară? Conexiuni de idei cu acest nor de gânduri, idei, programe. Da. Mm-hmm. Dar norul nu este al ei, norul este un egregor, un... Da, deasupra capului. Da? Da. Din jur, de peste tot. Da. Mm-hmm. Da. Ia cum se prezintă. Ce grad de conștientizare are? Oscilează între 4 și 8. La gât îi văd chakra gâtului care bai activă, bai inactivă. Câteodată e blocată. Cine face? Ce face să întâmple asta? Oscilează. Emoțiile. În funcție de ce gândește pe moment sau ce idei, gânduri are sau frici. Mm. Deci nu tot timpul este inactivă, da. Dar câteodată este. Văd punți cu vieți trecute care aduc în prezent, asta văd și prin contract, vine prin contract, prin înțelegerea de dinainte de a intra în acest trup, înainte de a veni la încarnare cu niște înțelegeri de karme, plăți karmatice. Cu mama, soțul, copilul, băiatul. Unul din cei doi gemeni. Darius, care l-a încurățat. Cu dificultăți, să zic așa, cu anumite dificultăți și mai văd cu diferiți oameni pe care ea îi întâlnește de-a lungul vieții, care interacționează în anumite momente ale vieții, care sunt tot karmatice și tot prin contract întâlnirile astea lor. Chiar dacă sunt străini, chiar dacă nici măcar nu îi cunoaște, nu știu, văd persoane pe care nici nu știe cum le cheamă, dar are o plată karmică față de ei în momentul în care se întâlnesc. Și... Totul este în contract stabilit, da? Orice ființă, persoană cu care noi ne întâlnim în fizic, este stabilit prin contract. Că sunt pur și simplu doar treci pe lângă unul, pe lângă altul și ăla este... prevăzut în contract. Pentru că ăla e posibil, când ai trecut, să simți o energie, să declanșeze ceva în tine. Sunt persoane cu
pe care, pe lângă care treci și care, să zic, nu sunt trecute în contract pentru că nu ai o interacțiune cu ele, dar da, le-ai întâlnit sigur în alte vieți, doar da, că în această da. viață nu vei Sunt, avea da, nu sunt, n-au nicio un rol interacțiune, determinant, da, da. exact. Dar sunt altele care au rol determinant în viața asta, în Da, contract trecut. da, da? Da, da. Ăla ți-a deschide o punte prin ceea ce simți, dacă are un, e trecut în contract, da? Da. Îi simți energia, deschide o punte și te duci, încep să vină. Ce ai trăit Exact. În acea experiență, emoții, bineînțeles, inconștient. Totul da? E programat și prestabilit. Persoana pe lângă care trecem și cu care nu avem nicio interacțiune, dar văd că de exemplu, a avut legături în alte vieți, acele persoane sunt ca și în energetic, entitățile separă cumva energiile fiecăruia ca să nu se intersecteze, să nu se simtă, să nu se recunoască. Deci și asta este programat de entități, încât să nu recunoști pe cel care trece pe lângă tine că l-ai sau întâlnit. Sunt unele care chiar în conștient ai acel deja vu și zici, da, eu cunosc persoana asta, deși nu o cunoști. Și zici, da, de unde o cunosc? Da? Eh, acum vedem așa. Deci punți, tot felul. Stringuri, dacă tot ne uităm și cercetăm la o primă vedere câmpurile energetice, să vedem dacă sunt și entități. O, da, este un arhon care are lângă el un lux, care văd că ascultă de arhon. Și mai este, a fost un demon care a făcut multe acțiuni, dar momentan nu-l văd în câmpuri, dar îi văd amprenta. Nu are stringuri, dar îi văd amprenta, deci reziduri de la demon. Și mai văd un draco reptilian care e în câmpuri și cu care e în contract. Demonul a fost alt cuiva. Și este, apare al parte soțului. Ăsta vine și pleacă. De la soț, zici tu. Da. Da. Implanturi. La gât are ca o bilă în mijlocul gâtului. Păi de-aia am întrebat eu când am întrebat. Ce schimbă vibrația chakrei de când e activă, când e inactivă? M-am gândit la un implant, da? Da, și la un implant. Este da, o bilă. Gâtului ca o bilă. Glanda pineală o văd învăluită ca și o nucă într-o coajă de nucă. Așa. Inima, acolo văd două bile negre, par a fi găuri, dar nu sunt găuri, sunt bile și sunt implanturi în inimă. Pe stomac văd o plasă energetică care coboară până pe intestinul subțire, până la jumătate din lungimea intestinului subțire. Iar pe piele deasupra corpului sunt ca și petele de culoare pe vacă, să zic așa, cum se văd petele pe o vacă, cam așa se văd niște pete, dar sunt translucide, ca și cum ar fi tot corpul lucios și aceste pete sunt mate, deci nu au culoare, sunt mate, așa să zic. Și astea ar fi tot? Astea dispar și apar, depinde de vibrația corpului și a energiei și văd că se tot măresc, nu se micșorează, se măresc. Adică astea ar fi și cauza pentru care e alergică? Da. Sau și pentru care e alergică? Da, și pe care o tot alimentează. Da. Frica de a rămâne singură, văd aici, frica
de a pierde pe cineva sau de a fi părăsită, dar nu neapărat în sensul de abandon, ci de a fi părăsită cu greutăți, cu pierderi pentru ea. Adică mă lași cu toate astea pe cap și pleci. Uh-huh. Dacă n-ar avea toate cele pe cap, parcă ar fi nu ar mai simplu. Da, nu ar privi atât de dramatic. Da, adică toate greutățile mi le lași mie și tu te duci liber fără nicio problemă. Legat de soț, da? Da, dar nu numai. Văd că e legat și de cumva asta pe viitor, de copii. Mm-hmm. Deci asta merge și pe copii, văd. Da, același program. Va, parcă îi va fi greu în viitor să lase copiii să-și vadă de viața lor, așa văd. Mm-hmm. Să plece este de acasă. Este întreagă partea subliminală? Să nu mai băia control asupra lor sau să prea mare îngrijorare pentru copii pe viitor. Nu este întreagă. Văd trei fragmente ale ei. Aici am găsit 51%. Mai văd un fragment de 24% care văd că vine, pleacă, vine, pleacă, vine, pleacă. Diferența de 25%. Asta văd că se plimbă sau este plimbat, de fapt. Este plimbat între minus 4 și 4 astral de un arhon. Nu ăsta care îl are, nu, altul? Altul. Uh-huh. Bine, la încarnare cât a venit? 85, fără acel fragment. Păi ăla... 85, ăla are 25. Deci a venit... 75, pardon. A, 75. Deci ăla nu era, ăla n-a venit. Nu, greșesc. Mm-hmm. 85, cum am zis prima dată, a venit la încarnare și a pierdut la primul an de naștere. După naștere, da. A avut că a pierdut din... încă 10 din ea. Da, și s-a unit cu acela care acum este 25, da. Mm-hmm. Da. Acum ăla care era 15 la încarnare, da? Ăsta cu arhonul, de-l plimb arhon. Da. A mai avut experiențe separate? A mai fost încarnat în corpuri separate până acum? Încă nu. Dar încă. Am intenția să-l încarnez. Mm-hmm. Văd că celelalte două vieți a fost ținut în minus 7. Acum îl programează pentru încarnare. De ajunge până în 4, adică în spital astral. Da, acum îl plimbă pe vieți, pe alte vieți și îi creează karma, îi creează program. Amintiri creează, false. Da, pentru un karma. Sau prunchiate. Când sunt false, zis? Sunt din viața fragmentului întreg. Da, uh-huh. Dar trunchiate. Da. Când a pierdut acest fragment 15, cât era înainte de a veni la încarnarea asta? În urmă cu 3 experiențe. Da. Pe urmă, două experiențe a fost ținută în minus 7 și acum asta e a treia, să zic, experiență în care văd că nu-l mai țin acolo, ci îl plimbă și îl pregătesc pentru încarnare. Și amintește partea subliminală cum a pierdut, când și cum, împrejurările, cum a plecat acest fragment, acest 15% sau cât o fi plecat atunci în acea experiență cu 3 experiențe în urmă. Mi-arată că se meacă. Dar până la urmă e salvată. Și cine? Ce era? Fată? Băiat? Femeie. Văd
se neacă și stă inconștientă un pic, atunci pleacă. Ce se neacă? De ce se neacă? E o întâmplare banală, stupidă, văd că fel de... Se neacă cu mâncare? Sau nu, în lac? Apă. În lac, într-un lac. A, în apă. Așa. Da. Da. Unde e experiența aceasta? În ce an? În 1801 mi-apare Uganda. Uganda? Uganda, da. Deci este o de culoare aici, o femeie de culoare? Da, creolă, nu e neagră, neagră. E... bine, da. E... așa. Tatăl era un alb, mama era neagră. Mm-hmm. Ok. Iar uite, ea câți ani are? Un accident, 27 ani are? 27 de ani. Era, avea copii, soț? Avea copii. 5 copii. Soț? Soț nu, partener. Și zici că o stupizenie, o... da, un accident. Ce s-a întâmplat? O barcă ia cu partenerul, da. Și din care cade, pur și simplu, accidental. Ia să vedem, în energetic, de ce cade? Pune o oglindă? Că barca se mișcă. Ea se sperie. De la valuri? Da, ceva valuri, dar niște valuri create de crocodil. Da, crocodil, așa văd. Și se sperie și cade în apă. Apa era mare, era lac, ce era? Da, era un lac. Era adâncă? Da, era suficient de adâncă. Cade și are ce o frică se? De moarte teribilă. Se neacă, dar partenerul până la urmă o scoate din apă, nevătămată, dar inconștientă. Și până la urmă văd că își revine, dar în timpul acestei stări de inconștiență văd că îi pleacă 15%. Și pe frică. Pe și frica pe frica când de a căzut moarte, în da, apă. Și de crocodil, fiind știind că e. Și de crocodil. Da. Ok, deci își revine și apoi ce se întâmplă cu femeia aceasta? Se schimbă ceva în felul ei de a fi? Da, se schimbă mult. Are stări contradictorii. Retragere, anxietate totală, ba de hiperactivitate, să zic așa, de voința de a trăi la maxim. Ca și cum ar fi ultimul moment. Deci are stări extreme, într-o parte, Dar cine-i schimba stările astea? Adică ce? Aici, cine aici ce? A acaparat pe dracoreptilian. Aici a intrat în câmpul dracoreptilianul. Și dracoreptilianul a îi făcea, îi dădea stările astea? Da, îi distorsiona percepțiile și acea frică de moarte și de viață. De tot. Bine, și în final, cum iese din viața asta? Când? La câți ani? 53. De boală, de... Inima, văd, infart, un fel de infart. Infartul a fost produs de frica aceea, anxietățile și tot ce a trăit? Da, i-a slăbit mult inima și văd că pleacă în somn. Și în somn, în timp ce doarme. Ok. Fragmentul când a ieșit, când s-a înnecat, unde s-a dus? Da. Cine l-a luat? Dracoreptilian. Dracoreptilianul ăsta, da? Da.
Bine. Tot ce am văzut aici până acum transmite această informație acelei femei de acolo, sufletului femei. Da. Și să vedem sufletul femeii dacă reușește să transmită informația, să-i dea senzații, să-i dea părți minții conștiente ale acestei femei, astfel încât să aibă poate o presimțire, poate o ceva în dimineața în care hotără să plece. De ce se duceau cu barca? Pescuiau sau ce făceau? Da. Da. Și să rămână acasă. Să schimbe decizia. Mergeau periodic, mergeau constant. Deci... Uh-huh. Văd că ok, are o un fel de presimțire, viziune, previziune, uh-huh, să zic așa. Și spune bărbatului că astăzi ea nu, uh-huh, nu se simte, nu se simte bine și că are o presimțire care nu o face să aibă încredere să meargă pe lac. Uh-huh. Și nu se duce, se întoarce, văd că... Schimbă. Da. Decizia schimbă linia schimbă temporală. Da. Da. Și ne uitându-ne acum pe linia aceasta nouă, uite-te dacă mai suferă vreun accident sau se repetă acea situație. Văd că entitatea încearcă să refacă situația, uh-huh, dar are aceeași presimțire, iarăși nu se duce. Uh-huh. Deci, nu, partea subliminală acolo, acestei femei, adică sufletul acestei femei de acolo, a căpătat conștientizare și nu se mai lasă. Da. Ține cont de aceste presimțiri. Da, da. Și mintea fizică ține cont de fapt de aceste presimțiri. E ca și cum energia entității, în momentul în care văd că se apropie de ea, ea deja are așa acea presimțire de, uh-huh, ceva rău se va întâmpla și deja e ca o alarmă. Deci, uh-huh, energia entității când se apropie de ea deja îi dă alarmă. Uh-huh. Și văd că o ia în seamă de fiecare dată și văd că entitatea nu mai poate face acțiunea. Ok. Fricile care le simțea și în viața asta veneau și de aici? În, da, viața actuală veneau și de aici? Da. Bine. Acum venim pe noua linie. Partea subliminală este întreagă. Să vedem pe noua linie dacă intră, că se intersectează, vine pe o nouă linie și se ajunge la consiliul ăsta de încarnare dinainte de viața asta, care este întreagă, dar ce se întâmplă la consiliu? Cere mult mai multe detalii despre contract, uh-huh, pe care nu le prea primește și asta o face foarte suspicioasă și refuză. Uh-huh. Refuză și contractul. A, refuză contractul cu totul. Da. Dar și cine e la contract? Cine e la consiliu? Draco reptilianu? Nu, ăsta nu mai este. Nu mai e. Că nu mai este acum. Deci cine e la consiliu? Este Arhonul? Arhonul și Luxul. Uh-huh. Că ăștia erau echipă. Da, și am văzut că Luxul era ușor în spatele Arhonului lipit de el, cum ar veni, deci sub controlul Arhonului. Aici îl vede ca pe un înger pe Arhon și pe Lux îl vede cel care scrie, notează, nu-l vede ca pe ghid, adică îl vede ca cu înfățișare umană. Un secretar. Da, ceva, deci cel care scrie, notează, însemnează, zice, cel care însemnează. Și acum ăștia, dacă ce spun când aud că ete partea asta subliminală ne face probleme, nu mai vrea, nu vrea contract.
Că refuză pe primul. Apoi spune Arhonom, nu avem prea multe variante de contract pentru tine. Întreabă câte aveți, trei. Vreau detalii. Nu le poți primi. Atunci le refuz, zice. Și? Păi, cum vrei să stingi tot ce ai creat? Ea îi spune, nu am ce să sting. Arhonul insistă, mă, da, aici trebuie să stingi. De-aia cum și-a dat seama și de asta, că n-are ce să stringă? A văzut anumite părți din contract care sunt albe și ea a știut, i s-a spus că le va scrie în timpul vieții și aici văd că ea spune, dacă eu asta scriu din timpul vieții, cum o fac dacă în timpul vieții nu știu cine sunt și ce mi se întâmplă? Dacă sunt inconștientă de cine sunt și ce am de făcut, memoria mi-e ștearsă în corp fizic. Și asta ce? Eu asta. Arhonul, ce spune? Este provocarea vieții, spune liderul albastru, care ți se dă, iar tu prin inconștient, prin necunoaștere, înveți să-ți faci traseul, să-ți creezi traseul. Asta serios? Este adică marea, sunt oarbă? Marea măestrie a realizării acestor vieți aici, zice, să... înveți să îți creezi marea măestrie din necunoaștere, din inconștient. Bine, hai să-i dăm părții subliminale aici. Sferă informativă. Deci, traduț, cumva îi spune că un adevărat maestru va ști să-și creeze adevărata viață chiar dacă nu știe tot adevărul. Asta e. Și în momentul în care vei face, adică asta, creezi vei inconștient deveni așa, mare, cum marele cum adevăr. Da. Inconștient cum creăm toți. Asta, da, e, asta e măestria noastră. Când vei crea totul cum vrei tu din necunoaștere, inconștient, vei fi marele maestru. Deci cam serios. Asta îi spune. Adică nu știi să scrii, nu știi să citești, ești, urmează să intri în clasa întâia și devii savant de renume mondial. Ăla poți să-l revii ca doamna din istoria noastră, da? Poți să devii un fals savant. Cum să devii dacă tu nu ai nicio... Ce maestru să devii dacă tu nu ai nicio cunoștință, nu ești nimic? Crezi inconștient, ala andala, așa cum ei doresc și cum au făcut-o până acum. Păi bine, asta-i primește păcăleala. Sferă informațională? Da, păcăleala, exact. Îi spun provocare. Primește sfera informațională, Ela? Da, o primește. Să desfacă, să analizeze, să cerceteze experiențele prin care a trecut, cu toate informațiile care nu le-a avut până acum, i-au fost ascunse, i-au fost blocate, și toate experiențele care le-a până acum, sau ce își mai aducea aminte din ele, din fizic, acum le vede, le are pe toate și vede și contrapartea energetică a acestor experiențe. Da, le vede acum pe toate. Să observe punțile, să observe contractul care îl semnase și a venit în experiența asta până acum, să observe toate punțile acelea, unde, către ce experiențe și ce emoții se transmiteau din acele experiențe în actuala. Toate emoții de frici, frustrare, singurătate, de încredere în propria persoană, de neîncredere față de cei din jurul ei, apoi de neîncredere în ea însăși, crezând că cei din jurul ei se comportă urât cu ea din cauza că
ea a greșit și că merită, merită tratamentul ăsta urât a altora. Și că are răul în ea, cum ne-a spus Anastasia. Apropo de teoria oglinzilor, da? Păi aici văd că are o viață în care ea credea că merită să trăiască ce trăiește, rău și traumatizant, pentru că, sigur, ea a fost un om rău în trecut. Asta crede despre ea. În viața asta. Credea viața și acum. Viața de acum. Și acum o credea pe asta. Dar a crezut asta și într-o altă viață cu care făcea punte, zici. Și acum vede că acea viață cu care făcea punte și acolo în viața asta, unde credea că merită tot tratamentul urât al altor persoane, vede că acea viață în care într-adevăr se vede pe ea în corp fizic făcând rău altor persoane, de fapt ea nu era în corp, era lângă corp, în corp rămăsese 2% ca parte subliminală și erau trei entități acolo care îi posedau corpul pe rând și făceau acțiunile. Să uite că acele trei entități care posedau corpul pe rând poate recunoaște vreuna de pe la Consilii. Nu, aici sunt alfa draconieni. Care în prezent nu i-a mai văzut. Nu în prezent, dar poate la consiliile acolo, înainte de acea acolo, viață. Da. Acolo, păi, da, și după, da. Da. Și recunoaște că aia care 60 îi dădeau... de experiențe, da, văd că aha. Observă că cei care îi scriau contractele și scenariile, tot aia făceau și acțiunile. Da, creau acțiunile, da, și situațiile. Da, vede acum că de fapt nu ea făcea acele acțiuni și că comportamentul era corpului fizic, dar nu a sufletului, nu a esenței. Mm-hmm. Iar corpul fizic poate fi posedat de oricine și orice. Este un vehicul. Vehicul este o mașină, un vas. Când tu, un vas, un vas și o mașină. Când tu ieși din mașină, că te duci, că ai eu nu știu ce treabă, uite că mașina poate să vină unul să urcă în ea și începe să facă drift. Cum se numesc alea? Drift. Sau ți-e furată mașina și te ești împins pe scaunul din dreapta și sau așa, conduce hoțul mașina. Da, conduce hoțul mașina sau, în sfârșit, observă toate lucrurile astea. Vede toate aceste acțiuni care îi se imputau ca fiind karmă și de plată, și ca fiind de ale rezolvat, ei. Da, și ca fiind acțiunile corpului ei, persoanei ei. Nu, ca fiind ale ei suflet, îi le spuneau ăștia la consilii. Spunea, tu ai făcut asta, esență, tu ăsta care ești în fața mea aici la consiliu. Da, spune, spuneau dar ăștia. Vede că aceștia nu-i arătau partea energetică, ci doar partea fizică a filmului. Deci, acum și înțelege vede că, totul. Da, că acum să-i blocheze pe ăștia. Induse toate acele stări, emoții din fiecare viață și plata acestora, toate sunt false, zice. Se le spună ăstora să le arate aceste înregistrări. Ăstora doi din față, Arhonul și Lux. Zice, mi-am dat seama de manipularea voastră și de minciuna voastră prin care perpetuă, prin care voi ne țineți aici în continuu și pe care o ascundeți față de noi. Și ce spun cei doi frumoși? Poți să refuzi, spune. Ai tot dreptul. Poți să vezi ce vrei, ai tot dreptul. Ia auzi câte drepturi. Dar în corp fizic nu mai ai drepturile care le crezi tu. Corpul fizic, corpurile fizice sunt creația noastră. Păi e o mare minciună să-i spună. N-a creat nimic. Am creat noi corpurile acestea și ba nu le-au creat ei. Este al nostru. Ba nu le-au creat ei și partea subliminală să-și desfacă informațiile și să observe că ei doar au modificat
Și paramodifica continuu. Zice, modificarea este noastră. Modificarea a creat corpul noi care ne aparține. Dar cine îți dă dreptul? Cine ți-a dat dreptul să faci modificarea? Cui a cerut-o? Au cerut ei, aceste specii, au cerut acord de la creatorii care au făcut corpurile pe care ei le-au hibridat? Așa? Spune că nu au nevoie de niciun acord. Uite așa, nici noi n-avem nevoie să intrăm în corpuri. Bine, să-i spună că nici ea n-are nevoie de niciun acord și nicio permisiune. Conform. Da, s-a întors explicația împotriva lui. Așa, și acum ce mai zice? Nu mai zice nimic, l-a blocat. Ia auzi. N-a înțeles până acum că partea asta subliminală e conștientă? Are toate informațiile? N-a priceput? Și-a dat seama acum că știe mai multe decât până acum și că de aceea a refuzat. Și acum tace, nu mai zice nimic. Acum tace. Păi să vorbească acum. Acum să vorbească, să vedem ce are de spus. Hai, mai departe tace, să vorbească. Tace, să-i spună partea criminală. Ia și spune acum. Acum, ce mai e de făcut? Ce mai faceți voi aici? Ce mai aveți de făcut? Zice, pe voi ăștia care conștientizați așa brusc anumite lucruri, o să vă dăm la o parte, zice. Da, unde ne dă la o parte? Sunteți după un planetă? Pentru pământ și dezechilibrați vibrația pământului. Da, trebuie să vă scoatem de pe pământ. Serios? Suntem în gunoaie, am ajuns după ce am hrănit? Milenii, așa se spune? Unul care e hrana ta? Nu mai oferiți hrană, sunteți gunoi acum, zice. Acum gunoi, ai văzut? Acum ne explicăm de ce sunt atâția oameni. Zice, când mănânci conținut, tu arunci ambalajul. Iar voi ați ajuns niște ambalaje de aruncat. Dezechilibrați acum toată vibrația planetei. Dezechilibrăm și mizeria. Și trebuie să plecați, trebuie să curățăm planeta de voi, zice. Da, ia auzi, acum s-au făcut și măturătorii planetei. De aceea, acum ne putem explica, Ela, și vedem și partea subliminală, și vedem și noi oamenii și cei care ne ascultă, și putem să înțelegem la un alt nivel de ce foarte mulți oameni printre noi, că au parte subliminală, că n-au parte subliminală, indiferent cum or fi, dar sunt și cu parte subliminală foarte mulți, care, să le spunem, profitori. Adică stau pe lângă tine dacă au ceva de câștigat, dacă au ceva de luat, și dacă nu mai au ceva de luat, atunci ori te aruncă, nu te mai cunosc, iar unii dintre noi chiar poate am suferit în timp. Da? La începutul tinerețea mea chiar și eu am suferit pe lucrul ăsta. Nu înțelegeam, dar de ce? Și după aceea mi-a revenit foarte repede că am înțeles că unii pur și simplu așa sunt. Dar ăștia care fac așa, și sunt foarte mulți, fac așa pentru că sunt entitățile. Modul de gândire sunt al entităților. Entitățile care controlează foarte bine. Și așa procedează entitățile. Și le creează karma astfel. Le creează karme care apoi le creează ce vor le plătească. Ce vor ele, dar nu. Ziceam, acest comportament ni le explicăm foarte bine ca fiind modul de lucru al entităților. Da, de parazitare, da. Nu, de profitare. Profitori. Parazitare, bineînțeles, ce fac ei. Dar vorbim de profitori aici, da? Păi da, orice parazit de fapt e un profitor, că el nu face nimic, ce așteaptă să-i dai tu. Sau stă pe lângă tine și când vede oportunitatea, te atacă, te face, te profită de tine. Da. Atunci, să le spune la ăștia că, oricum, nu mai... A văzut și el, a înțeles, că energie nu mai primește. Și nici acorduri de la partea subliminală. Da, că tot ei te consideră pe tine slab și fraier, nu pe ei. Deci normal. Dar și oamenii te consideră așa. Da. Pentru că ei, în ei sunt entitățile.
Oamenii, dacă tu ești bun, dacă tu tot timpul ajuți, faci, dregi, îți dai energia în dreapta și în stânga. Da, absolut de dezinteresat, până cu iubire, cu toate. Ăia, câți dintre acești oameni nu te apreciază? Nu vor aprecia, ci din contră vor râde și te programează într-un final să nu mai vrei ai să fii acel frustrări, om să... bun, Exact. ci să devii omul rău care vei fi după aia apreciat Exact. dacă devii rău. Rău sau unii zic Ești totul lepedos. capătă și ură pe oamenii. Deci te pot programa pe tine ăla bunul, din cine ești, să ajungi mai rău decât ei. Că te și interferează, da? Dacă tu ai niște slăbiciuni, ai niște, eu știu, butoane pe care ți le apas, apăsându-ți-le, așa, iar tu nu ești o parte subliminală, că nu ești nici curățată, vorbesc de omul normal, da? Care ai și tu interferențele tale, contractele tale, ajungi să nu înțelegi aceste lucruri. Și te-au programat și pe tine prin alții. Da, deci bine. Asta este lumea pe dos. Aici asta este lumea pe dos și asta este lumea aceasta, da? În care noi trăim. Da. De care trebuie să o înțelegem cât putem și după aceea să plecăm. Că am stat destul pe aici, cred eu. Bine, atunci să contractele toate alea care mai avea el, Da. două Da. sau ce-i mai dădea, toate anulate și pe cel care în care a venit până acum, anulat. Anulează toate, 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 toate de la început, pe toate le anulează. Ah, nu, bine, vorbeam de ăștia. Acum dacă vrea să le anuleze, să anuleze, da, și să decreeze și să ardă, să-i vină întâi toate contractele de când a venit pe planeta aceasta. Păi da, când l-a ars pe acestea, a zis, ar și toate celelalte Bine. Care le-a mai făcut, pentru că a văzut câte vieți, câte înțelegeri, câte Câte vieți, ia le-au să vezi. pus. Câte vieți are? 802, văd. A avut vreo una liberă? Patru, dar în a patra, în a doua A jumătate a devenit, vieții, a devenit n-a mai fost liberă. Referat, da. Da. Cum a venit pe planetă, de unde și ce să fac? E, și a ce rămas să... pe planetă din patru, dintr-o călătorie pe care a făcut-o cu frații lui, a venit cu nave. Era bărbat? A venit în avatarul acela? Afrodit. Adică a asexuat. Da. Asexuat? N-avea sex deloc sau avea ambele sex? N-avea sex. N-avea sex. Asexuat, ok. Deci era un umanoid asexuat? Sau ce Hermafrodit. Era? Umanoid sau ce era? Umanoid asexuat. Care avea deci energia feminină și masculină unită în el. Dar n-avea organe sexuale. Nu. Hermafroditul e cel care are ambele organe sexuale, de-aia zic. Ok, eu am folosit termenul ăsta ca să fac să se înțeleagă că că și bărbat sunt și femeie, ambele. da. Nu, dar vreau să zic A, că da, organe nu avea sexuale nu organe. are, nu. Nu avea, bine. Și că de unde a venit? Ia să vedem. Afora. Afora, zice, planetă de 5D. S-a îndrăgostit de pământ când a ajuns aici. I-a plăcut foarte mult pământul și a și rămas. Dar de ce? Aici. Ce i-a plăcut pe pământul 4D? Diversitatea și deschiderea planetei către toate celelalte specii de... Da, către exact. turnul Babel. Deci, da, exact. Și aici găsea, putea să întâlnească foarte, foarte multe rase, specii de alte civilizații și alte ființe extraterestre. Și asta i-a plăcut enorm, enorm. Și așa a rămas. A zis că lumea pleacă de aici. Zice tot ce mai numai căutăm. el? Nu, au rămas mai mulți. A spus că tot ce ei caută, plimbându-se au găsit prin într-un toată singur galaxia. loc. Da, exact. Le-au găsit toate la un loc, da? Da, da, da. Ok. Da.
Și au, ce și-au făcut? O bază? O, un fel? Sau ce? Nu văd să-și fi făcut o bază, nu erau atât de mulți, ei din special lor, ci trăiau în bazele altora, coloniile altora. Da, iar ei cum arătau el? Deci perfect umani îi văd. Ochii erau de un albastru foarte, foarte, foarte deschis. Părul alb complet, alb ca zăpada. Niște urechi ascuțite în sus, până la jumătatea capului, un cap alungit în sus, capul, fruntea este mai înaltă. Și ce mai are diferențe? La gât, da, gâtul este mai lung. Au patru vertebre în plus față de noi. Pe mai gât au lungi. Niște... Trunchiul e mai lung. Da. Au, ei nu sunt umani, sunt umanoizi. Umanoizi. Au, pe gât au niște linii ca niște brahii, dar nu sunt brahii. Ce rol au liniile? Un fel de... Da, prin alea respiră. Transformă orice fel de ambient, substanțe din aer, transformă aerul pe nevoia lor de de aer. De substanțe, de ce da, le trebuie lor. Da, exact. Deci transmută păi bine, dar era aer. Să fie respirabil. Păi, o atmosferă, da, are, este, există. Era atmosferă de 4D și de 5D de unde venea. Era atmosferă, e atmosferă și acum? Da, văd că... Ok. Da. Bine. El a zis urechi ascuțite. Și acum i-a venit... Da. Nu știu să-i dau numele exact. Mi-a venit un personaj în minte. Un om. Care este numărul 2 în NATO, român. Cred că știi despre cine vorbim. Da. E, ăsta, l-am văzut acum câteva zile, mai văzuse, mai mi-a trăsit atenția, dar acum chiar am văzut, fiindcă era tuns la chelie, la zero, și are durechile de elf. Pur și simplu, urechile e alea globin. Sa normale. E, e globin. E globin în el, da. E un globin în el, da? Și globinii au urechile ascuțite ca el. Da, și globinii au. Sunt așa, ca de... Așa, vârfurile. Nu știu dacă tu ți-amintești persoana asta acum sau nu. Însă da. Persoana asta mi-a tras atenția și am zis, ăsta nu este uman. Nu mai este. Bine, uman nu suntem niciunul 100%, dar ce s-a întâmplat cu el? A fost interferat de un globin? Da. De demon aceea... De alfa draconieni și globinul este supusul lor, care execută totul. Lor. Da. Și ăsta îl posedă? E în posesie? Sau? Da, e în posesie și mi-apare că e de 7 ani, 7 ani jumate, cam așa, 6-7 ani. Între timp i-au îmbolnăvit și corpul, că a avut o boală. O incompatibilitate de ADN, cred, sau ce au mai făcut pe acolo? Ce au modificat? Asta unu. Doi, funcția care o are, i-au dat-o dracoreptilienii, da? A ajuns acolo. Bine, ele de mult în contracte cu ei. Alfa draconienii, văd că duc. De când era ambasador în America, de când, deci de mult. Dar... L-au premiat. L-au premiat. Că a lucrat bine. Pentru că a cedat în fața celuilalt oponent care a câștigat. Atunci, când a cedat, atunci, de mult, la președinție, zici tu. Da. Iar între timp a fost premiat cu funcția asta, da? Da. El chiar fusese câștigătorul atunci, dar a fost forțat să renunțe în favoarea celuilalt. Iar apoi a fost premiat cu funcția asta ca să
Îmi mulțumesc. Și atunci a făcut și contractul cu entitățile și a cam de atunci. Astea, dar el e de mult cu ele, înainte de atunci. El fusese ambasador, stătuse prin America. Contractul era de alt sau altul sau care era de mult la avea. Da, da, așa este, dar... Ca să nu mai vorbesc de soția lui, na, acum trecem. Soția era, făcea parte din sistemul comunist, din familie de demnitari comuniști. Tatăl, fratele, deci interferați cu toții, fratele ei acum este condamnat că au furat, nu știu, de milioane de euro. Țara noastră este în continuare condusă de același sistem comunist, doar denumirea s-a schimbat Dar acel sistem comunist e și el condus de oameni și oamenii conduși de entități. Că nu există nimic pe planeta asta, vreun sistem care să nu fie creat și condus de niște entități. Exact. Da? Exact. Ca să nu mai zic că, uite, acum îmi vine, fiica lui, lor, s-a măritat acum cu mare o familie bogată din America. Deci, ăla nimic nu este întâmplător. Nu e întâmplător între aceste caste. Deci au legături directe, unii cu alții, duși, trimiși de colo-colo, compuși în contact unii cu alții. Deci li se dau, chiar la familia asta de care vorbim, pur și simplu a fost premiată, așa cum ai spus și încheiem aici, da? Ok, Ela? Da, da, nu mă auzi? Bine, da. Deci partea subliminală, revenim. Da. A venit din 5D, a avea corpul ăsta, i-a plăcut planeta 4D, apoi a rămas în coloniile altor specii. Da. La un moment dat și-a pierdut acel avatar și a început să încarneze. Da, s-a plimbat din colonie în colonie pentru că vrea să-i cunoască cât mai mulți, pe toți. Era fascinat de toate celelalte civilizații, de... tradițiile lor, de felul lor, de abilitățile lor, de tot. Și s-a plimbat din colonie în colonie. Aceste ființe, specii care sunt asexuate, se pot reproduce singure. Nu e nevoie de, știm asta. De mascul. Da, da, da. Au tot ce le trebuie, da? Doar pe intenție pot să crească ca un portal energetic și aduc pe lume altă ființă. Alt trup, se creează un alt avatar care atrage o altă parte subliminală mai apoi. Plimbându-se din colonie în colonie. Da, și mai văd că în funcție de starea emoțională pe care o are, dacă se simte extrem de singur, atunci își creează o clonă proprie. Ei ființele de acolo. Da. În 5D. Pe planeta lor. Da. Dar și aici pe pământ putea face treaba asta. Așa erau ei creați ca și avatarii. În 4D puteau să facă asta? Da, era abilitatea lor. Da, erau. Da, da, ok. Bine, s-a plimbat din colonie în colonie. Asta l-a făcut să creeze să acorduri și cu ființe extraterestre interferate? La un moment dat, da. La început, nu. În funcție de ce informații căuta el și ce informații vroia de la fiecare specie, acestea le dădeau de bună voie sau puneau condiții. Și într-un final, da, i-a cunoscut pe toți și a făcut și mici acorduri. Și apoi a ajuns să cadă cu conștiința planetei. Bine, și-a pierdut și avatarul acela și a intrat în avatare găsite pe aici și a ajuns în 3D. Da. Da? Bine. Deci a tăiat toate contractele la
Da. a ars, a distrus toate contractele pe care le avea, acorduri, înțelegeri, promisiuni, permisiuni. Deschide portal de cea mai înaltă vibrație și trimite toate ființele acestea cu care a avut de-a face, fiecare pe vibrație ei sau cum vrea să le trimită. Sursă. Odată cu implanturi cu tot, da? Da. Adică implanturile s-au dizolvat cu contractele? Da. Bine. Da, nu mai văd implanturile. Bine, bine. Și-o trimită și ființele? Da, le trimite pe toate, le aspiră pe toate de-a lungul din experiențiale, pe toate le aspiră pe portal și le trimite în sursă. Acum cheamă să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, care le-a făcut, acorduri, cu orice altă parte subliminală, pe toată linia experiențială. Da. Le anulează, le dizolvă, le decrează pe toate. Dă sfere informaționale tuturor părților subliminale pe care le-a întâlnit. Și acum se declară libere, liber față de ele și libere față de el. Foarte pe toate. Bine. Hai da. Să vedem acum cum se simte partea subliminală. Tot ziceam el, pentru că acolo a început, în 4 a început să se identifice da. Mai mult ca bărbat până la urmă și a intrat în avatare masculine mai apoi. Și aici are, în prezent, Anastasia are o energie masculină mai, un pic mai pregnantă. Tăria, forța pe care o are de lucru, energia, energia decizională câteodată, care văd că a fost cumva această energie blocată, deși o are ca potențial, dar prin programele care au fost induse, nu și-o prea exercită această energie decizională, de să fie puternică, hotărâtă, decisă și o persoană care să nu mai dea înapoi, cumva, așa văd. Deci bine, odată curajoasă. Să se umple dinăuntru în afară cu cea mai înaltă vibrație și această conștientizare care are acum ca esență și să impregneze toate structurile, toate corpurile, să ardă, să scoată afară din corpul mental toate aceste programe care, pe care spuneai, frica de a fi părăsită, frica de a pierde pe cineva, se referă. Da, pierde, dar neîncrederea asta toate în ea. Fricile. Da. Toate fricile, toate le arde, le dizolvă, le decrează. Programe, idei, gânduri, emoții, traume, trăiri, amintiri, stări, senzații, neîncredere, furie. Okay, și le înlocuiește, furie, singurătate, depresii, judecăți, prejudecăți, rușine, vinovăție, auto-învinuire, autovinovăție, deci toate, neputință, așa, toate le dizolvă, anulează, decrează complet și pune voință, curaj, determinare, încredere, putere de manifestare, putere de exprimare, de impunere, claritate mentală, discernământ, siguranța de sine, să fie sigură pe ea mereu și acea claritate psihică, mentală, care să îi dea acea senzație că tot ce face, face bine, fără a mai avea alte frici de a greși și așa mai departe. Își pune filtrul iubirii, da, care o ajută să filtreze toate energiile care o înconjoară, care vin spre ea, ca
canalul abundenței, prosperității, sănătății, bucuriei, fericirii. Îl curăț, îl purific, îl lărcești, lasă toate aceste energii să curgă peste ea și peste familia ei. Să vadă și să vină idei bune mereu, deciziile pe care trebuie să le ia să fie întotdeauna cele optime pentru ea, clare și concise, să nu aibă nevoie să stea, să discearnă, să aștepte, să analizeze, deci să fie hotărâtă directă pe moment, scurt și la obiect, zice. Iar ceea ce mai, ce-am mai văzut, intimidează puțin partea subliminală a soțului cu această energie a ei masculină, care nu prea își dădea seama de ea. Iar pe partea subliminală a soțului, având și el programele lui, entitățile lui, îl intimida puțin și el nu se mai simțea bărbatul, ca să zic așa. Și atunci se ducea pe la vecin. Atunci avea nevoie de o afirmarea lui, să zic așa, da, și să-și arate, să-și dovedească că e capabil. O reîncărcare a energiei lui masculine, zice. Da. O reîmprospătare. Bine, hai să ne uităm pe întrebările la. Ok. Deși văd că o iubește foarte mult, sunt... Hai să vedem dacă a primit sfera informațională. Energie, deci fără această karmă între ei, ei s-ar potrivi foarte bine. Hai să vedem, a primit sfera informațională, el, dacă tot suntem da, pe la el. A primit. Bine, experiențe au mai avut împreună? Da, multe. Compatibilitatea văd că a lor poate să ajungă până la 5-7-60%. De ce? Nu. Experiențe împreună au avut 84. Bine. Acum să ne uităm ce ne scrie și pe întrebări, Anastasia. Zice, o parte era pregătită din mine să renunțe la el, alta nu-și închipuia viața fără el. Da. Trecem peste asta, am vorbit de el. Zice, m-am trezit spiritual acum un an în urmă, până acum mergeam periodic la biserică. Păi, arhonul care era aici aș făcea treaba, da? Da. Am probleme cu sânii, glanda tiroidă. Acum 2 zile mi s-au blocat mușchii pe spate, de-abia mă pot întoarce când dorm. Ce s-a întâmplat acolo? Glanda tiroidă chiar nu poate să exprime tot ce avea tot și ce două trăiești. Implanturi. Avea și implant acolo, avea și în inimă, avea și pe unde n-avea. Sânii văd că ține odată o problemă de copii, ca mamă, ca și cum ar fi neputincioasă în fața stării de sănătate și a copilului, o neputință ca mamă în creșterea lui, ca să-l vadă sănătos, perfect și așa mai departe. O autoînvinuire, parcă mai simt aici, era că de ce s-a născut așa, adică ce, bine, da, ce asta, din ADN-ul ei acum, sau... Da. Așa, apoi ce mai văd este raportarea la feminitatea ei. Raportarea minții conștiente. Aici văd că se învinuia da, de faptul că soțul nu o vede doar pe ea și nu o vede pe ea suficientă bine, da, pentru el. Zicea... Adică, da, și aici iarăși văd o... cum să spun, când te subestimezi, autosubestima pe ea ca femeie. Bine, asta ne-a spus și ea, dar acum nu mai face femeie, lucrurile mamă, astea, că a înțeles, da? Da. Bine, și toate astea așa, ne-au pe sân, pe piept, pe ceea sân, ce de fapt definește feminitatea ca fizic, ca aspect fizic. Da. Sunt sânii pieptul unei femei. Neîncrederea în mine, nu cred în ceea ce fac. Că fac bine, mă gândesc la rău. Dintre entități, cine făcea lucrurile astea? Cine îi băga gânduri de eșec, de rău, neiubirea de sine, toate lucrurile astea, pe lângă punți și tot ce venea. Entitatea Lux avea și ea rolul ei? Da, și cu Arhon. Bine. Oricine apelează de la mine... eșec era Luxul, că nu e bună de nimic, era Arhon. Bine.
Orice apelează la mine nu pot spune nu, chiar dacă sufletul meu strigă nu. Aici văd că intervenea și dracul reptilianul pe care l-a avut și arhonul. Adică aici cumva arhonul, programul ăla de milă, de supunere, de smerenie, trebuie să ajuți pe alții, trebuie să faci pentru alții, arată bunătate. Bine. Da. Ok, nu mai e nimic din astea. Zice, uneori strig la copii chiar dacă știu că nu trebuie, căci știu ce simt, că simt și eu la fel, chiar și în ziua de azi, când îl aud pe tatăl meu cum striga. Deci era un program și ceea ce preluase de la tată, da? Și de la entitate. Da. Bine. Întrebări. De unde vin și de unde atâta neîncredere și subestimare am? Am văzut asta. Da, când aveam vreo subestimare venea de pe vieți trecute, punct și da, program. Da, da. Și, da. Când aveam vreo 7 ani, dormeam cu fața la fereastră și nu puteam adormi că își vedeam cum fereastra se rotea în formă de spirală. Sora mea la fel vedea și ea, sora mai mare ca mine, cu 14 ani, abia acum mi-a spus despre asta. Ce era asta? Adică ele n-au știut că ambele vedeau la fel, abia acum au. Se deschidea portalul în fața geamului. Pe geam. Da. Cine deschidea portalul ăla? Se deschidea mereu. Ele nu puteau să adoarmă fiindcă se deschidea ăla. De ce se deschidea portalul? Dracul reptilianul pe care l-a avut. Da? Și de ce făcea asta? Așa. Asta. Păi veneau, intrau și ieșeau entități mereu. Ah, bine. Era un portal ani... deschis mereu acolo. Era, ăla era deschis. Bine. Iar ele când intrau în semisom, îl vedeau. Da. Eu cu doi ani în urmă am început să fac o icoană cu mărgele. Uneori parcă mă trage să o continui. Acum sunt la jumătate. Nu știu ce să fac cu ea. Ia să ce spune partea subliminală să fac. O destrame să nu continue și să ardă. Să o ardă cu totul. Da? Mărgelele le poate refolosi la altceva, dar țesătura poate. Bine, bine. Sau dacă sau... are deja o formă țesătura, ai un desen pe ea, s-o ardă. Bine, și vreau să-mi curăț implanturile, ceea ce am făcut tot, și ceacrele. E nevoie să cureți ceacrele? Da. Bine. Da, hai să o facă, atunci... pentru că la început a fost... cel puțin chakra gâtului era dezechilibrată. Da, poate să o facă, da. Bine, să-și conect, să-și crească rădăcini către spiritul necontaminat al planetei, să aducă de acolo energia pură, cristalină. Prin aceste rădăcini o urcă prin chakra 1, o învârte, o învârte, o învârte, o învârte, până când se învârte la o viteză optimă și necesară, funcționării ei perfecte, împinge această energie în canalele prin canalele energetice aferente chakrei 1 și energizează toată zona respectivă. Da. Urcă această energie. Eu le zic, e 7, de fapt. Da? Zile în pe organe. Chakra 6. Zile pe bine, organe. Chakra rădăcină urcă în chakra sexuală. Sexul. Da. Da? Și procedează la fel. Și merge din chakra în chakra, curățându-le. Cât număr de la 1 la 3? 1, 2, 3. Scoate energia prin chakra coroană. Da. Din afara ei o recaptează prin tălpi, prin chakrele, din tălpile picioarelor, o urcă și rea tot acest circuit din chakra în chakra, din chakra. Chakra reface acest circuit de câteva ori până când acești centri energetici funcționează coordonat și aliniat. Da, sunt echilibrate și aliniate, acum armonizate. Da. Bine, zice, eu fac curățare și anulez toate legăturile ce le-am făcut cu oricine și orice. Să te uiți, probabil vrea să ne spună Anastasia dacă face bine. De spus, spune și face, doar că efectul lor îl văd de 46%. Pentru că nu avea încredere în ce... Da, exact. Da, și nu avea încredere în ea. Bine, da. Dar acum spune cu încredere 100%. Orice noi gândim se întâmplă în plan mental. Da, trebuie să știți
oricine, da? În plan mental, da, în plan energetic, se întâmplă. Dar atunci dacă când... tu vii și blochezi, da, că n-ai exact, încredere, că nu știi, că nu vezi, că nu simți energii, că nu știu ce nu mai faci, atunci blochezi acest proces. Sau Să se manifeste. inclusiv atunci când îți pui întrebarea, da, oare am făcut bine, deja ai blocat. Da, da, da. Ai Când ai blocat cea mai mic manifestarea lui. dubiu, da, pentru că tu nu ai încredere în ce ai făcut, automat ai blocat manifestarea acelei Bine. curățări sau afirmații sau ce ai făcut. Bine. Zice să vrea să știe cum se vede Emilian, geamănul lui băiețelului care l-a Vede încurățat. el pe el sau? El pe el, cum se vede? Sau vrei să-l chemăm Cum, să ne cum uităm îl la el? vedem? Nu-l chemăm. Cum se vede? Cum se văd câmpurile lui energetice? Păi trebuie să-l chem ca să-l văd. Un pic să văd că nu... Darius. Deci, gemenii sunt Darius și Emilian. Îl chemăm pe Darius și pe Emilian, rapid. Adică să-i cheme partea subliminală a mamei. Da, îi văd. Da, o venit, da. O venit. Darius, bine, Darius spune, după curățare a avut, s-a simțit mult mai bine, a început să vorbească mai bine, o perioadă, după aia el are 9, ei au 9 ani copii. Are Însă 24% metabolizare din sesiunea lui. Bine, dar Emilian Darius are mai spune, mult. Emilian n-a avut sesiune. Dar îl văd și pe el afectat de energia fratelui. Bine, ok. Și o văd cu 37% mai mult decât Darius. Da, dar vreau să întreb de Darius acum. Darius spune că a început să vorbească, dar acum spune că are 10 ani, n-are 9 ani. Și o să vorbească la 10 ani sau la 11 ani, cum a zis mama. Atunci o să vorbească. La 10. Dar el are 10 deja. Sufletul El lui are 9, e, dar nu. spune că are 10, scuze. Da. Nu, are 8 și spune că are 9 și asta o spune pentru că sufletul lui calculează de când a coborât pe canalul de încarnare, adică inclusiv perioada din burta mamei. Ah, bine, de nou. Da, cum el se, cum calculează se vede de când e pe Emilian? pământ. Da, da, da. Emilian, cum este fratele lui? Ai zis că are mai multă energie decât Darius? Da, văd că Darius îi dă energie fratelui. Și Păi de ce îi dă? Emilian ia energie de la frate. Bine, să-i dea și speră, cred mama. Că și de-aia este și acest echilibru, dezechilibru de sănătate între ei, de manifestare. Le trimite sferele, a trimis sferele aceste informaționale și le spune că fiecare da. are energia. Nu trebuie să dea Darius energie lui Emilian pentru că fiecare are tot ce-i trebuie, da? Emilian n-are curaj, nici Emilian. E timid. Are Da. și el interferențele lui. Darius este mult mai curajos și mai, să zic așa, încrezător în el, dar nu se poate exprima. Și dă energia asta Lui Emilian. Vedea mai timid și mai, să se mai folosească de această energie de exprimare pe care Darius nu o poate da, face. Darius spune, uite aici zice, Darius spune, are momente când zice că va vorbi la 10 ani. Uneori zice că Darius nu vorbește. Cine îi zice asta? Și se exprimă despre el la Da, persoana e a treia. entitate care încearcă să-i acapareze cumva toată energia, iar văd că Darius nu se percepe pe el. Pe asta spun, se vede la se vorbește de el la persoana a treia. De ce? Nu are, cum să spun, nu are încă această percepție a lui însuși în acest corp. Îl percepe pe Darius ca fiind corpul, nu el, partea Da, subliminală. nu el. Da. Deci nu se identifică Cu corpul. Cu corpul. Nu. Bine, dar nu ne identificăm, nu trebuie să ne identificăm cu corpul. Pe undeva, asta e un lucru bun, dar totuși este în corpul acesta. Trebuie să vorbească despre el. Da, La va persoana învăța întâia. Acest lucru să o facă. Dar văd că el despre el se exprimă așa pentru că nu se identifică cu corpul. Are și entități în jur care îl mai interferează așa din când în când, dar nu tot timpul. Astea văd că mai mult să-și pună stau în exterior. Ea să-și deschidă și el acel portal de curățare,
îl programează ca să rămână activ în câmpurile lui energetice, iar acest portal să curețe câmpurile energetice și tot ceea ce, toate energiile sau ființele care vor să facă acțiuni. Da. Zice, vedem dacă a primit sfere informaționale, sora Anastasiei, sora Tamara. Și dacă au avut experiență. Da. Soacra, scuze, soacra, soacra da, Tamara. Da, da. A primit. Dacă au avut experiențe. Pe un. Mi apare 7. A primit sferă, a primit, ai zis. Da. În camera copiilor este un dulap cu ușile din oglindă. Ar trebui scoase sau dacă fac ceva da, ușile? Acoperite. Acoperite, da. O se pot transforma peste ele în sau... portaluri. Da, se pot sau transforma. Autocolant sau ceva. Da. Bine. Da, să le acopere, că ea sigur le folosește dacă le are acolo. Să le acopere cu ceva frumos deasupra și... Păi și cum le mai folosește dacă le acoperi? E o pătură, ceva care să-l... Păi și cum se mai folosește de el? Păi dă pătura la o parte când vrea să se vadă în oglindă. Bine. Acum trimitem părțile subliminale la Dario și Emilian. Hai să vedem soțul dacă a primit sfera informațională și dacă au avut experiență împreună și ieșim ela. Repet întrebarea. Soțul a primit sferă informațională și dacă au mai avut experiență împreună. Da, am zis că... Ai zis, bine, da. Bine, da, bine. A primit. Da. Bine. Partea subliminală, Anastasiei, vrea să meargă în sinele mai înalt? Da, e pregătită. Hai să meargă. 1, 2, 3. Da. Sinele 10, văd că merge. Trimite raze până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală, o suprapune peste matricea care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare și te comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost modificat pe linia experiențială la arde. Da, 4% îl decrează total. Câte experiențe a avut în acest univers? Ne arată 73.000. Bine, a mai fost prin alte universuri ca sine de 10? Da. Linia experiențială contaminată, ce face cu ea? Arde. Ok. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic, să-și facă sfera de manifestare aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiuni în fizic până manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre, Ela. Da. Și număr de la 1 la 3. Și venim aici acum fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăim orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat prin această sesiune, să-și anuleze orice ritual de orice fel care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora pe viața asta, să facă două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație și să le trimită pe acest arbore genealogic și să ardă toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la ea, să mai facă încă două sfere din acestea și să le trimită pe legătura genetică cu copiii. Da. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi, tot ce, fiecare curăță ce are de curățat, să închidă și portalul ăla. Da, dizolvă toți egregorii, hologramele, amprentele energetice, energiile stagnante, blocate, urme, reziduri, efecte de pretutindeni, închide, sigilează toate portalele, canalele, vortexurile de peste tot, iar prin portalul ei, din câmpurile ei, de cea mai înaltă vibrație, aspiră toate entitățile de peste tot și le trimite direct în sursă. Mulțumim, părții subliminale, pentru această călătorie.